Sistemul sanitar este supus unor critici severe din partea publicului, a mass mediei, a pacienților și a autorităților. De ce? Pentru că, încă o dată, există limite ale sistemului și limite ale medicinii. Iar multă lume nu înțelege că una sunt limitele sistemului de sănătate și altele sunt limitele medicinii ca știință care să realizeze vindecarea sau să prevină boala. Dar ca orice societate care se dezvoltă și la noi, problemele de reformă medicală sunt probleme la ordinea zilei. Ori ele nu pot să fie, cred, corespunzătoare decât în măsura în care sunt corect acceptate de corpul medical, de populație și de decidenți. Numai în măsura în care aceste forțe convergente și probabil și altele acceptă schimbările, ele sunt posibile. Cred că trei elemente sau trei măsuri ar trebui să fie în atenția decidenților de reformă la noi. Unul, o medicină ambulatorie de specialitate publică, nu privată. Privată e foarte multă. Marea majoritate a medicinii de specialitate și a laboratorului e privat. Sectorul public în ambulator este slab. Și dezvoltarea lui ajută, descarcă spitalele și ajută și poate diagnosticul mai precoce. Ar fi necesar un al doilea Raed Arafat în acest sistem ambulator? Poate, ceea ce a făcut el cu sistemul de urgență? Da, sistemul inițial dezechilibrat. Al doilea lucru, trebuie o rețea de pediatrie și de medicina copilului și adolescentului. Ceea ce... E partea care s-a distrus cel mai mult. Și cred că medicii de familie actual, puțini, au competența să îngrijească copilul. Și pregătirea. Păi medicul de familie nu te trimite pe specialități. Da, specialitățile de ambulator publice sunt puține. Cred că ar trebui făcute circumscripții de pediatrie. Și cine vrea să se ducă în altă parte, să duce în altă parte, să-și aleagă. Și a treia măsură, cred că noi abordări de durată de lucru și de oral în spitale. Fără medicină de la ora 8 la 5 după masă în spital, nu se poate. Toate țările europene așa fac. Nu fragmentează. Nimeni nu îi... La noi cum e? A. De la 8 la 3? Nu e de la 8 la 3, de la 8 la 11, 5, 11, 13. Atât? Da. După aia, niște ore care se fac de gardă. Nici n-au încercat, ar trebui măcar să încerce în spitale de urgență, în spitale centre universitare, în spitale județene de urgență. Tot acolo o să ajungă. Știu că o parte în corpul medical nu vrea treaba asta, dar n-au soluție. N-au soluție. Medicii mai puțini ar putea să îngrijească mai mulți bolnavi, având program de lucru mai mult și cheltuielile... Nu cred că ar fi cu mult mai mari decât cheltuielile actuale în sistem. Toate țările au astfel de sistem. Dar seama, fiecare medic care lucrează în spital să mai lucreze încă 2 ore pe zi, 3 ore.
Lor le convine, fiindcă lucrează în mai multe clinici și atunci de asta medicii nu sprijină ceea ce spuneți dumneavoastră. Cum ar fi să-l ții la stat până la 5? Când el se duce în timpul ăla... Da, funcționarul la primărie când i-a făcut programul ăsta și a făcut. Funcționarul are numai primăria. Pe când medicul are clinica de la privat și la stat. Aici e problema. Dar unde e? Nu e problema. Unde e? De toate țările. Toate țările au deci și sistem public și sistem privat. Au așa, da? Și atunci de ce le convine să aplice numai acest orar? Nu îndrăznesc să facă lucrul ăsta. Autoritățile nu îndrăznesc să facă. Le e frică? Nu îndrăznesc. Le e frică teamă de nou? Nici n-au încercat măcar. Nu i-a dus mintea? Nu, mintea i-a dus, cum să nu? Dar? Nu, le e frică de reacția medicală. Reacția medicală. Deși medicii sunt cei mai flexibili până la sfârșit, la un astfel de program. Da, asta cu pediatria și medicina ambulatorie, asta de urgență trebuie. De urgență. Sigur că trebuie organizator, dar nu poți să organizezi în cadrul sistemului unul mai mult și altul mai puțin, că se dezechilibrează. Sistemul de urgență e mai bine, dar el plesează spitalele. Aici e.